Bună ziua, ascultați All Vorbe de 1 decembrie. Înregistrat, fix acum. Eu sunt Parada și Paul este biserica. Deșteaptă-te, române, din jocul tău. De moarte nu mai da bani pe triple A de căcat. Nice. Sunt pătruns de patriotism. Wow, ai văzut tabu și cu altul m-am trezit, și cu shift-ul. M-am trezit pe la 1, am deschis telefonul, m-am uitat la știri. A, uite, știri, s-a terminat Parada de 1 decembrie. Ok. Nice. Poți să încep ziua, să fiu productiv și să nu fiu deranjat de... Oh, nu, patriotism! Am 1 decembrie în mod corect. Doamne! A fost un interviu pe Digi24 cu copiii de la întâi de la parada de acolo și a întrebat o reporteriță, appropriately teenager, micuță și ea. M-am bucurat în schimb să văd metodele dickensiene de a pune copiii la muncă. Good job, Digi24, am chinit, cine știe ce. Nu lucrează la cameră și repară acolo chestii. E ziua de salariu. Please, da. May I have some more? Da, Digi24, acest vis liberal de piață, tot, yay! Și întreba acolo, băieții au spus că le-a plăcut cel mai mult tancurile pentru că, and I quote, sunt puternice. Și o fetiță, singura fetiță din reportaj, ți-a plăcut parada? Da. Nu știu, adică armata e un mijloc de represiune, o relicvă fetița colonialistă. That girl's woke, man. Da, după aia a spus că ce-i place cel mai mult la România e că e cel mai puternic stare pe pământ. Deci sistemul de educație merge ca lumea, e ok. Foarte, foarte bine, sau părinții merg ca lumea că șoptea unul din spate. Zic că zic în pula mea că e tot atât, te sparg în pui mei, zic că e fain România. România e cea mai tare. E ca, nu știu. Ca nimic, e ok. E acolo, e ca, nu știu, Ciadu. Andorra. Fix ca Ciadu. Ciadu nu-i Chad? Ba da, e Chad. Oh the my Chad, god. Chad. The Virgin, da. Romania și The Chad, da, dintre gata. Țările cu tricolorul. A fost făcut asta, nu? Normal, sigur a fost. Da, dacă nu acum, mă super îndoiesc că nu a fost făcut. Deci, dacă nu există acest oceu, go now, când asculți, imediat, noi nu ne vindeți, atingem că... Vindeți acum. Da. Repede, buy the meme stock market. The Chad, prevăd că o să fie la un moment dat ceva de genul ăsta. Dar este deja. Oh my este God, meme economy, se vinde, efectiv se vinde pe bani adevărați, se vând acțiuni în meme. Și știi care e chestia? Că pare. Arată exact de cretine-i bursa, pentru că trebuie să cumperi ceva cu valoare, trebuie să cumperi ceva pe care lumea e dispusă să o vândă și să o tranzacționeze. Deci poți vinde acțiuni în meme dacă vrei, pentru că e la fel de relevant ca și acțiunile în companii. E tot o iluzie. Vrei să spui, Paul, că banii au valoare doar pentru că atribuim noi valoare lor? Cam da. Nu ne conduc viața, nu sunt acest monolit pe care nu putem schimba deloc? Economia este o iluzie. Dar, Paul... Banii nu sunt reali. You know, vină cu o idee mai bună dacă nu-ți place. Oh, nu e un sistem perfect, dar e cel mai bun pe care îl avem. Știi ce înseamnă asta? Atât am putut, man. Da, da, exact. Atât am putut. Atât se poate. Atunci o să... I'm gonna pat the economic system on the head. Foarte, foarte disappointingly. Și îl trimit la școala specială ca să scap de el și o fug în altă țară. You tried. Da. You tried, but nobody loves you. Me and your mom are gonna go away now to the happy farm. Jesus. Și ne sinucidem în baie și te lăsăm pe tine să faci ce vrei. Isn't it fun? Blană. Ok. That was dark. Da. Mai începem? Da, am mai primit niște feedback referitor la intro-ul nostru săptămâna trecută și s-o cam reflectat exact ce credeam despre el. Super ok, chiptune-ul, dar cam nu prea au treabă chitările alea de la început și da. Mie îmi plăceau. Da, îți plăceau sau îți plăceau ironic? Genuinely îmi plăceau, de dau așa... Da, dar nu începeau bine. Deci am încercat eu să fac acolo. A fost
să alături, să juxtapun în antiteză gamerul învechit care se joacă doar Doom cu chiptune și gamerul modern cool dad care se joacă jocuri mai din secolul ăsta. Dar și cum fix nu sunt partea ta, da, și fix partea mea, nu mi-a plăcut. Pentru că nu sunt compozitor, nu știu să redau din instrumente muzicale trăiri și acțiune. Am aflat târziu de tot că la operă, eu n-am fost la operă niciodată, nu știu că la operă nu stă cineva să actuie pe scenă, că efectiv trebuie să-ți dai seama ce se întâmplă în operă din cum cântă instrumentele. A, acum ai flautul, înseamnă că e personajul tânăr și jovial pe ecran, cum ar veni. Wow, that's news to me, ok. Da, deci trebuie să deduci acțiunea din instrumente. Na, și cum eu nu sunt neapărat cel mai musically inclined, m-a ajutat prietena mea mădă și am workshopuit ieri seară o melodie și sperăm să vă placă mai mult decât aia de data trecută. Dacă nu, asta ea am încercat. Atâta putem. Nu-i perfect, dar e cel mai bun pe care l-avem. Vă rugăm să nu mergeți la ferma fericită. Stați cu noi. It's ok. După melodie începe partea bună, zicem noi. Such as it is. Paul. Da. Când nu ești un Mozart, ce te joci? Când sunt Mozart, mă joc în pula mea StarCraft 2. Da, după cum cine a ascultat episodul trecut știe că m-am jucat Heart of the Swarm, campania cu Zergi din StarCraft 2 și am terminat apoteotic cu Legacy of the Void, campania cu protoșii. Vai de pula mea cât de plictisitori sunt protoșii, cât de plictisitori sunt ca rasă, cât de obositori sunt ca lor și cât de plictisitori să joci cu ei. Erau frumoși în StarCraft original. Erau mai ok, da. Acum îs înceți, îs mai înceți ca înainte și ce mă enervează, ce mi-a plăcut mie cel mai mult la Wings of Liberty și într-o oarecare măsură la Heart of the Swarm, e că aveai multe misiuni în care nu trebuia să distrugi baza dinamică. Trebuia să faci câte ceva interesant. Aici, cred că sunt 3 misiuni în total, în toată campania de 20 și ceva, aproape 30 de misiuni, în care nu trebuie să-ți faci o bază și să distrugi baza inamică. Sau să faci ceva aproape de a distruge baza inamică. E finalul, trebuie să nimicești toți adversarii. Băi, deci când văd că this is it, our final stand, stai, că protoșii, cel mai enervant la ei, că nu folosesc contracții niciodată. It is now the hour of our... Reckoning, our final stand. We must now mobilize all troops and go and destroy Aemon forever. Și întâi, întâi trebuie să facem bază. Mobilize all troops pe care nu le avem încă, trebuie să le construim. Destroy Aemon, după ce ai terminat de făcut un control de carriere. Și așa nu se îți taie pace-ul poveștii. Alte chestii care mă enervează e că tu descoperi pe parcursul campaniei, descoperi facțiuni și atât de mult retconuie facțiunea asta, povestea asta cu Legacy of the Void. Retconuie tot lorul de protoși. În primul rând, introduce elementul ăla de Cala, care îi cumva shared, nu-i tocmai un shared mind între ei, dar și cumva îți conectați toți la nivel psionic. Au cozile. Eu o să joc bingo, scuze, eu o să joc bingo în timp ce tu povestești jocul, da? Deci avem deocamdată throwaway line din jocul precedente, care acum este Madsen, major concept. Gotcha, okay. Nu știu că nu știu cum a fost Madsen, nu l-am văzut pe credit sau n-am fost atent. Era? Încă era Madsen, da. Deci au, deja sunt toți legați de Cala și prin Cala îi controlează Aemon. Care Aemon e Xel'Naga-ul rău, care vrea să distrugă lumea sau să perpetueze ciclul de viață, renaștere, distrugere. Religia asiatică, ok. Și ca să scape de influența lui Aemon, deci introduc conceptul ăsta de Cala în primul cutscene de la începutul campaniei și în următoarele trei... Numai ca în următoarele trei misiuni să zică că, prin Cala ne poate controla, trebuie să ne tăiem de la Cala toți și își taie cozile și devin deconectați unul de celălalt și nu-i mai poate controla Aemon. Deci introduc un element întreg de lor ca să zică system. Că e rău și că trebuie să scape de el. Și prin asta nu ai avut timp să fii invested în elementul ăla de lor, să zici că, mamă, cât de important e pentru ei conceptul ăla de Cala. Nu, pur și simplu introduce... În cutscene-ul de la început, apropo, cutscene-urile din Legacy of the Void, cele mai bune din serie. Sunt legit superbe, adică tot când sunt cutscene-urile cinematice, nu alea care sunt in-engine, deși și alea sunt ok. Dar când sunt cutscene-urile cinematice, sunt chiar cele mai tare. Îl vezi pe Artanis luptându-se cu Zeratul, îi vezi pe Protoss luptându-se, vezi un Archon
efectiv doi templari unindu-se într-un Archon și... O, doamne, da, 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 deci aia a fost frumoasă, da. Deci ce pot să spun, că bingo de acum 5 minute. Ah, ok, na. Pe lângă asta, după ce o retconuit asta, introduce facțiunea aia de Tal'Darim, care sunt niște protoși, dar și mai fasciști. Okay. Care au o structură ierarhică foarte rigidă și sunt controlați de sus în jos, nimeni nu-i liber acolo. Na, Tal'Darimii îs introduși ca și cum ar fi fost cumva dușmanii protoșilor de dintotdeauna, dar nu auzi de ei nimic în StarCraft 1 și 2. Când, culmea, ar fi trebuit s-o să auzi pentru că... S-au toți protoșii, da, imploda toată civilizația protoșilor. Nu, no, nu, no, no, nimic, reintroduși, oh, retcon. Jesus. Foarte puțini Terran, apare un pic Raynor, nu prea Terran deloc. E problema în principiu e asta. În StarCraft 1 aveai conflictul, era de natură politică. Chiar dacă zergii erau hive mind și așa, era un conflict de natură politică. Era un tug of war între facțiuni și civilizații. Era un culture clash, era cum vrei să zici. Aici nu, aici ai un big bad care vrea să înrobească omenirea și toată lumea care e rea e cu the big bad și toată lumea care e bună nu e cu the big bad. Și îi... Da, e așa clar. De clar și de văzitor, oh, nu trebuie să ne batem cu ăla rău, the big bad. Îl ai pe Narud, care-i slujitorul lui Aemon. Și Narud, foarte inteligent, e o anagramă pentru Duran. Samir Duran, ăla teran infestat din Brood War, e de fapt doar un aspect al lui Narud. Deci, ce s-a întâmplat de fapt? Că, pot să zic, nu-i chiar retcon, era o misiune bonus în StarCraft 64, dacă așa, care cam pregătește o poveste pentru Duran. Nu, ce vreau să Duran? Spun eu despre Duran, părinții când i-au dat numele știau că o să devină infestat de zergi și controlat de Aemon și de Narud, de aia eu zis Duran. E chestia aia de, să fac o anagramă, e Saturday Morning cartoon, atât de... Bine scris. Sau ai putea argumenta că entitatea aia pui simplu i-ar fi inversat numele, orice exact. Nume ar fi avut. Și slavă Domnului că sună bine invers. Na. Tot apropo de, nu neapărat retconning, dar inconsistență, e că pe măsură ce te aliezi cu facțiunile astea, cu The Nerazim, cred că îi se numesc, The Dark Templar. Cred că da. Da. Sună cunoscut așa. Și cu Tal'Darim, descoperi variațiuni noi de unități. Și ți introduci unități, gen colosii de la protoșii originali, de la templari. Dar ți introduci river și ți introduci tot felul de arbiteru și așa mai departe, pe care protoșii le aveau deja în StarCraft 1, în Brood War și în campania cu Terranii, înainte ca, în teorie, să se fi unit cu Tal'Darimii ca să se bată cu Aemon. Dar ei aveau unitățile alea în Wings of Liberty, le aveau un prolog, le aveau acum 3 misiuni, dar acum din toate le redescoperă. Ancient technology that we haven't used in technology. Eons. Zi. Nu, Call the Arbiter sau ceva de genul care era până acum, așa zic ceva este ancient technology. A treia fucking oară Phoenix și da, nu mi-am dat seama, așa de tâmpit să nu mi-am dat seama că și-l și cheamă Phoenix, știi? Deci, îi zelot în StarCraft 1. În prima misiune, din StarCraft la protoși, moare. Eroul zelot și moare. Și în a doua sau a treia sau a patra misiune, reînvie ca dragon. Și după aceea în Brood War-ul omoară Kerrigan și acum reînvie, dar ca super dragon, pentru că acum ai o rasă de roboți pe care i-o înrobit protoși acum multe milenii și îi reactivezi, dacă sună cunoscut, da, Cylon. Nu, pardon, Paul, fii atent, sunt Dreadnoughts. Da, bine, Dreadnoughts erau într-o care măsură dragoons. Pentru că aveau un cadavru, aveau încă ceva uman, mă rog, uman, ceva organic în ei. Păi și Immortalis, sunt și Immortalis, sunt Purifiers, sunt complet mecanici. Nu, stai puțin, Purifier-ul, nu, sunt Immortal, Dragon, Phoenix reînviat, Phoenix nu e reînviat, Immortal? Acum nu cred că e Immortal, cred că e altceva, că are altă formă, are o bază mai dubioasă. Nu mai țin minte. Ideea e că dragunii sunt Dreadnoughts din 40K. Adică un corp care e de-abia în viață, care controlează o mașinărie. Și ăștia sunt o conștiență complet, sunt conștiențe aplodate în mașinării. Mașinării complet mechanical, electronical, digital. Beats. Este, încearcă atât de mult să... Am comentat la un moment dat chestia asta cu StarCraft-ul și cum mă depășește pe mine, dar mi-ai zis și de cineva să mai zic o dată. Let's have that discussion again, Paul. Public acum. Care? Cum naiba
the off-brand da. 40K să fie ăla mai popular. Bine, banii de la Blizzard, ci problema e că the on-brand 40K îi să te apuci de 40K îi... Să joci, nu știu, Dawn of War, să intri în lore-ul de 40K, după aia să vezi comunitatea să fugi. Chestia că Dawn of War a apărut târziu față de StarCraft. Ca și joc video, da. Și proprietățile 40K da, nu prea erau așa de mainstream atunci și asta este, o furat. Și Warcraft-ul la fel, o furat startul. Warcraft-ul nu trebuia să fie, nu știu dacă e public knowledge ăsta, trebuia să fie Warhammer. Și la Games Workshop atunci au zis nu. Bine, cumva. Da. Cred că e prima oară când au zis nu la ceva vreodată. Și au făcut, au luat tot ceva acolo, asset-ul, chestii, l-au modificat un pic și au scos Warcraft, care era un Warhammer Fantasy off-brand. E obositor de tot să joci cu proto și din toate punctele de vedere, nobilitatea aia lor mă enervează, sunt așa de arhetipali, măcar la Wings of Liberty era ceva mai, nu știu, era mai familiar, oameni cu calități și defecte. Protoșii sunt toți la fel, sunt toți cu nobilitatea în gură, nu folosesc niciun fel de contracție, n-au un apostrof. Singurele apostrofe pe care le folosesc sunt numele lor, niciodată în, niciodată în propoziții. Cum vedeam eu dinamica în poveste, în lore, din StarCraft-ul original plus Blood War? Era din, război politic între două facțiuni și invadatorii străini. Da. Care erau zergii, the mindless hoarding invaders, oh no, ăștia o să-mi distrugă tot ce avem, hai să ne unim, deși nu suntem foarte bine aliați, hai să ne înțelegem bine ca să o omorâm pe ăștia. Chiar și când joci cu proto și ai problemele lor din statul lor, din ce naiba e acolo, tot sunt un fel de, au unii foarte, foarte amoral și noi suntem un pic mai moral, dar în același timp deconectați de viața din galaxia asta, cum sunt eranii și zergii, Și după aia it went shit și fiecare facțiune a devenit nobilă și rea în același timp, sunt părți, oameni buni de ambele părți și până ajung la final în care toți să-și aleagă tabăra și se bat bine cu rău și încă țin minte cum trebuia să aperi cu teranii, trebuia să aperi o colonie de zergi ca să poți să folosești ca și armă cu Psy Emitter-ul contra protoșilor. Da, și mi se părea un film narrativ mișto și după aia l-au alungat, dar l-au alungat chiar din StarCraft 1 pe ăla. Nu, nu sunt o armă, doar i-au fost capturați unii și încercau oamenii să-i controleze cu tot. Păi da, aveai lor, inclusiv. Da, cu The Ghost Program. Și cu whatever. Și Ghost au fost violați de Wings of Liberty. Da, și mai avem pe final de tot, după ce terminat cu proto și campania, mai e un așa numit epilog. Oh, da. Epilog e alt nume pentru finalul fucking poveștii, pentru că dacă nu joci epilogul, nu moare Aemon și nu salvezi omenirea și galaxia și pur și simplu. Da. Da, te Or, rog, zim. Epilogul constă în trei misiuni în care trebuie să construiești o bază și să omori inamicul. În care, yes. În prima misiune joci cu protoșii și trebuie să presezi, să-l omori pe Narud. Tot ce trebuie să faci e să tot presezi un tag of war în care ai încă două baze aliate, în care sunt Kerrigan și Rainer, și tot împing trupe. Și tu trebuie să le aperi, să tot avansezi. Nici nu l-am văzut pe Narud cum moare. Eu pur și simplu făceam reinforcement, făceam bazele mele pe acolo, e ok. În a doua misiune, that's okay. Ești cu teranii pe care ai uitat cum să-i joci teranii, pentru că a trecut ceva timp de când ai jucat campania cu teranii și trebuie să o aperi pe Kerrigan în timp ce ascendează ca și Zelnaga. Yes. Pentru că vine Dita Mai Cthulhu monsterul care e un Zelnaga, flashy as fuck. Ups, al cincelea bingo, ok. Și o ascende pe Kerrigan în Zelnaga. Da, și Kerrigan când ascende... Nu este o chestie urâtă și cărnoasă, e o diva, când zic diva, vreau să zic diva din Dungeons and Dragons, nu din Overwatch, o ființă diafană cu țâțe și cu aripi făcută din lumină. Așa. Light Angel, light, hot, sexy deci, angel. Deci tot Zelnaga pe care ai văzut până acum îs cărnoși și cu tentacule, Kerrigan-i bunacă. Păi nu, că și-a păstrat, vezi tu, e uniunea dintre profani și să... Puritate de esență și puritate de formă. Mai ales de formă, am dreptate, băieți. Oh my god, stop it, Yahtzee. Și în ultima misiune trebuie să-l omori pe Aemon cu Zergi. Și trebuie să-l omori pe Aemon distrugând 7 cristale pe hartă. Au cam rămas, se simte, nu? La final, și la final de tot, după ce Kerrigan a ascendat to godhood, deci e așa, scenă. Kerrigan îl distruge pe Aemon. Cut to white. Da. Scenă următoare. Rainer stă și își bea amarul într-un bar că nu mai are ce fute și apare Kerrigan om să-l ducă cu ea. Pentru că aparent
puterile ei de Zelnaga o lasă să, să se combine cu Reiner. Deci Reiner e Zelnaga cu ea? Nu, nu știm. Știm doar că Reiner nu a mai fost văzut niciodată. După aceea s-a dus cu ea să acum e, cotrobăie universul. A devenit împăratul pământului și e pe un tron. Și după aceea ai un fucking slideshow în 2016 când a apărut, sau în 15, ai un fucking slideshow cu ce s-a întâmplat cu restul personajelor relevante și cu restul facțiunilor. Era ok chestia asta în Fallout 1 și 2? Mi se pare un pic jenant să ai așa ceva în anul domnului. E așa de anticlimactic tot. E ok când ai multe fire narrative și ai opțiuni care contează ca să afli și tu ce s-a întâmplat cu oamenii aia. Dacă exact, linear nu, nu ai alegeri de făcut în fine. E finalul așa de dezamăgitor din toate punctele de vedere. StarCraft, în opinia mea, și am jucat toate astea trei, este un platou de gunoi foarte, foarte arătos. N-ai zice chiar gunoi, deci ca și gameplay, foarte bun. Ok, da. Ok, să fie funcțional. Deci mai ales că majoritatea lumii nu-l joacă pentru poveste. Deci nu vreau să se înțeleagă de aici că mi se pare că-i prost ca joc. E foarte bun. Doar că... Ok, I got it. E cel mai delicios pui la cuptor cu mirodenii pe care îl mănânci, ți-l servește bucătarul pe un ziar. Da, da. Și zice, this is art, don't judge me. Ok. Da, deci vreau numai, că am tot fost foarte negativist, că am vorbit despre povestea lui StarCraft. Îmi place ca și gameplay mult mai mult decât unul și Brood War. E mult mai accesibil pentru oameni ca mine care sunt proști la jocul de strategie. Păi, încăcat să selectez mai mult de 12, super, da, mersi. Adică F2, select all army și attack move. Da, da, it's frowned upon. Știu, în multiplayer, dar... Știu, nu vreau da, să joc multiplayer-ul niciodată, doar pentru poveste le-am luat. Da, bun, hai că m-am super întins. O să mai joc și Nova Core. Sper că o să ia mai puțin timp, că sunt numai 9 misiuni. Are câteva misiuni mai și interesante. Am înțeles că e mult mai redus în scop. Ai mai puține unități și mai puține clădiri. Ai mecanici specifice și în ăla. Adică ai your own briefing room și chestii pe care să le faci. Nu l-am terminat, l-am început și m-am cam lăsat că nu mă interesează. Deci din ce am înțeles, Nova Core e ce ar fi trebuit să fie StarCraft Ghost. Third person pe care l-au anulat. Da, este, l-au scrapuit cam ce aveau ei pe acolo pregătit pentru el și l-au pus în Nova Core. Atât, m-am întins. Nu, e ok, pentru că eu nu știu ce m-am jucat săptămâna asta. Ești concediat. Pentru că... Nu, dar calculatorul meu moare. Paul îmi moare. La pentru intrare. Că a început să îmi fac un zgomot foarte urât ventilatorul. L-am deschis să văd de unde e și era la procesor. Se pare că ventilatorul procesorului e pe moarte, așa că o să îl schimb. Speram să îmi vină comanda deja, dar se pare că nu și mă enervează chestia asta și sunt foarte, foarte, nu știu, anxious, nerăbdător să-mi iau calculatorul nou, să pot să-l pun și să nu mai joc Doom 2, să mă joc Doom 2016, mai mult decât m-am jucat deja, I guess. Accept. Măcar atât. Ok. Da, am jucat un pic de Icewind Dale. Ai ceva pe care îl aștepți în mod special să-l joci? Așteptai să-ți iei compul nou ca să poți juca un ceva anume? Nu, pur și simplu m-am dus pe site să văd de un cooler nou și am văzut un procesor foarte bun, foarte ieftin și am zis, fuck it, acum e momentul, gata, fuck tot! Nix! Și că atât mai aveam nevoie de procesor și dacă am găsit de ieftin, așa că am dat bani cât aș fi dat pe un procesor nou scump, dar luând mai multe chestii. Super! Să pot să fiu căptușit. Sper eu, zic, nu știu. Și bă, nu știu, să mă joc GTA 5. De data asta nu la 720. La 1080, boy! O să citesc cu minciunea pe care ți-o spuneai ție, că arată mai bine la 720. Bă, nu, unele jocuri chiar arată mai bine la 720 și în special ăla care au apărut pe vremea aia. Eu sunt absolut convins că anumite jocuri care au fost făcute la o rezoluție anume gândite, la o rezoluție anume trebuie rulată rezoluția aia. Pentru că dacă, nu știu, rulezi Quake 1 la 4K, o să arate ca un căcat. 4K. I'm sorry, nu. Quake 1 numai cu software render, să văd pixelii de pe texturi. poate open glâ, dar tot software render, mai ales la jocuri în perioada aia. Și dacă joc, nu știu, joc ceva să zicem, teoretic găsesc pe jos un joc emulat de PS1, o să-l joc la rezoluție nativă de PS1, nu o să-l joc la rezoluție mai mare, pentru că nu sunt gândite. De unde a apărut acest joc emulat de PS1? O să pornesc acum, dacă e pe jos. Să rămână nașă, mătușă, nu știu cine mi l-a dat. Da, m-am jucat un pic de Icewind Dale și am o singură chestie de spus despre el. God damn it, Paul, Dungeons and Dragons e al dracului de elmeneurtic și depinde foarte mult de party. Da,
Îi, dacă te apuci, de-aia apreciez foarte mult, de-aia cred că nu le-a mers bine la Obsidian și de-aia cred că nu le-a mers așa bine la, cum îi cheamă, la Larian, pentru că ori știut să se dezlipească de formula aia învechită, să nu insiste cu sistemul Dungeons and Dragons și să aducă în secolul ăsta etosul sistemului. Deci dacă nu avea Icewind Dale un pre-made party, mă joc Icewind Dale HD, dacă nu avea un pre-made party, iar aș fi stat două ore să research cât de bine pot eu într-un timp foarte scurt, să-mi fac un party de căcat și să mor la primul encounter, cum am făcut de nenumărate ori. Am încercat să încep Icewind Dale vreo 3 ori, Paul. Te cred, și mai ales că Icewind Dale e mult mai combat oriented decât Baldur's Gate. Exact, trebuie să ai un party bine închegat, pe lângă. Adică combat is your main thing în el, așa știam și eu. Care e problema? Mă, prima oară am încercat și 3 mele. Am zis, mă, dacă am mai mulți tanci în față să absorbă și în spate să stau un ranger sau poate 2 ranger, am încercat 3 mele, 2 ranger. Și nici nu-i de ajuns că, ok, ai un wizard și te gândești, a, îți wizard, păi magic missile, fireball și de astea, nu îmi pui mei, trebuie să ai crowd control, trebuie să ai un druid cu entangling vines și căcaturi. OMG, toate căcaturile pe care I'm sorry, m-am bâlbuit, le detestam La Dungeons and Dragons, sunt acum relevante. Daily spells, oh my god, why? Da, da. Așa că dacă îmi dau toate fireball-urile, după aia trebuie să mă duc să mi le reîncarc și încă nu știu cum să dau rest. Trebuie să mergi la un han sau să fii... Numai așa, nu mă gândeam, da. Așa că așa sau, este. Să fii, undeva, să fii undeva în sărbăticie și să dai... N-ai un buton de rest. N-am jucat așa de el, doar... Încă am jucat nu doar am intrat în sărbăticie. Ok. Am jucat, am terminat prologul, nu. Da, prologul, am început jocul și am cu succes am creduit un dungeon. Eu zic că I'm going the right way. Practic da, ai câștigat. Party-ul primei. Păi cam așa și acum mă bucur de poveste să văd și eu care e cu giganții aia. Uai. Da. Jocurile vechi Dungeons and Dragons nu recomand decât dacă găsiți cumva un pre-made party de pe net și să-l folosiți pe ăla. Sau să citiți, nu știu câte, 800 de pagini, niște tomuri. E iurea să te apuci de joc și să, din start, dacă nu știi să-l joci, just... Lasă-te, n-are sens. Dar, dacă știi, mă gândesc că it's a trick. Vorbeam cu oameni. Și chiar dacă folosești un pre-made party, tot e un joc bun. Așa deci zic. Niciodată n-am fost ăla care să se folosească, să cheese-uie Dungeons and Dragons-urile, dar aveam prieteni care spuneau, nu știi că trebuie să-ți iei un wizard care are nu știu ce combinație de spell-uri și overpowered și să-ți iei monk și să-l crești până la level 20 și după aia cu Quivering Palm... omori dragoni dintr-o singură lovitură dacă își failuie fortitude save-ul și din asta habar n-aveam. Eu mă jucam făceam roleplay, mă jucam pentru lor. Eu prima oară când am intrat în jocurile astea, Baldur's Gate, Icewind Dale, eu credeam că pot fi jucate cu orice combinație și că I'm actually choosing my party după preferințele mele. Nu, apparently, no. Tu credeai că te joci cum vrei tu. Da, nu, this is not a game like that. This is you play it like this and if you divert, you will get punished. Crezi tu că joci cum vrei tu? Ia, asta mă jucat săptămâna asta. Și aștept în continuare. Come on, e-mail. Dacă apare e-mail acum, Paul, eu am plecat, papa, podcast. Mă duc să-mi iau compu, ciao. Așa. Ok, ne-am jucat. Și acum să vedem la ce ne-am enervat săptămâna asta. La nimic, pentru că îi săptămâna de dinainte de Game Awards sau cu 200 înainte de Game Awards, nu știu când vin. Și exact ca la E3, lumea nu prea face anunțuri, așa că avem puține știri. Hai, Paul, că sigur trebuie să ne fie nervat la ceva. Oh, da. Oh. Ai răbdare. Na, deci în primul rând se vede că e o știre care aparent se știa de ea, dar s-a uitat și a revenit în mainstream acum, că In Exile lucrează la un remaster al Wasteland-ului original. Da, se știa, ok. Da. Da, n-am jucat primul Wasteland și nu cred că l-aș putea juca acum, pentru că arată cam... Yeah. Aș juca un remaster. În principiu, nu mă deranjează așa de tare grafica la jocurile vechi, când mă deranjează faptul că se făceau într-o eră în care nu prea știam cum să facem jocuri și gameplay-ul în sine îmbătrânește prost. Da, mai ales perioada aia de DOS games, RPG da, DOS da. Games. Fallout 1 și 2. O îmbătrânit foarte bine, pentru că au sisteme foarte simple, e destul de intuitivă interfața, pentru că prima oară când l-am jucat, din motive, nu aveam manualul jocului și tot am reușit să îi dau de cap. Dar alte jocuri vechi din perioada aia, n-ai cum să te puși de ele fără să ai manualul, fără să știi niște chestii.
țin eu minte prost sau Black Isle încercaseră să licențieze Dungeons & Dragons pentru Fallout? Nu mai țin minte exact. Cred că au avut niște tentative, dar nu mai știu exact. Că știu că au făcut special system-ul pentru că n-au reușit să ia licență pentru un anumit sistem de RPG, nu mai știu dacă era D&D sau AD&D în perioada aia. Trebuie să fi fost D&D pentru că restul de pe vremea aia, GURPS-ul și SRD-ul și astea erau gratis. Da. E posibil să fi încercat să facă D&D-ul. Okay. Foarte bine, e mult mai bun specialul. Da, e foarte intuitiv, citești pe fiecare și spui acolo și unic. You can actually roleplay. Da, și unic, da. Adică ai traits, ai skills, ai perks, ce fain sunt perk-urile. Da, și se modifică jocul. Da, da, da. Prima chestie, awareness. Vezi direct câtă viață are inamicul, super tare. Yeah. Super, super, super bun specialul. Da. Na. Tot apropo de old school game companies, Obsidian o să anunțe în câteva zile, cred că chiar la Game Awards, da, pe 6 decembrie, da. O să anunțe un proiect nou la care lucrează. Nu știm nimica despre el, știm doar că din materiale promoționale pe care le-au arătat, îi un fel de retrofuturism de anii 20-30, dieselpunk-ish. Da. Deci, concluzia pe care am tras-o, eu și mulți alții, e că n-or primit licența de Fallout, așa că au zis, știți ceva, sugeți pula, ne facem noi propriul nostru Fallout și să fie bun, nu ca al vostru. Și să fie al nostru și să putem să facem sequel-ul când vrem noi și da. Să aibă o poveste bună și meaningful choices in the game și RPG. Deci dacă o să fie un fel de Arcanum combinat cu un fel de Fallout, eu sunt, la bord. Arcanum, craft-ul, calitatea poveștii New Vegas și Fallout 1 și da. 2, Na, acum, zi. Eu am crezut inițial că o să fie Arcanum 2, dar mi-ai închis tu macarona, mi-ai tăiat-o complet cu... Că Arcanum e la mi-am Activision, așa și că... Mie, lasă, stai liniște. Oh, Jesus. Na, Christ. Ideea e că... Cautious optimism, dar foarte, ideea e că oamenii care au făcut Fallout bun nu mai prea îs pe la Obsidian. Brian Fargo nu mai e la Obsidian, slash Black Isle, Chris Avalon nu mai e. Acum, lumea de la Obsidian în continuare îs destul de buni, dar îs curios ce o să iasă fără masterminds. Poate că îl iau pe Avalon. Avalon a zis mai că nu vine dacă nu scapă de tot upper management-ul. Avalon și cu Fergus Urquhart sunt destul de certați, sunt certați rău de tot. Și vezi acolo că fac o întâlnire de asta undeva în New Mexico cu mașinile da, și undeva în dau deșert, upper management-ul. Da. Uite, hai, vino. Ok, gata. Lasă pe aia în deșert acolo. Deci îți certați la modul că Avalon o scris niște ranturi destul de mari pe RPG Codex, cred, sau pe ceva site din ăsta, despre cum l-au futut la bani când a apărut, cum îi zice, când a apărut Pillars of Eternity, nu i-au dat toți banii, s-au certat cu Fergus, urât oricum. Yeah. Na, cam atât despre Obsidian și mai avem un anunț al unui anunț, al unui teaser, al unui anunț. Știam deja că BioWare lucrează la un proiect Dragon Age nou, știam și că au plecat mulți oameni în timpul development-ului, știam și că s-au redistribuit resurse, știam și că au failuit Andromeda, știm multe chestii despre ce ar putea să meargă prost, știm că urmează Anthem, care nu arată ca o direcție bună pentru BioWare. Nope. Și zice Casey Hudson, șeful de la BioWare, că știți că lucrăm la ceva Dragon Age stuff, ceea ce pe tine te ia cu anxietate. Imediat. Mobile game. Da, un mobile game. Ce, n-aveți telefon celular? O să vin anunțul în decembrie oricum. Deci o să aflăm foarte curând la ce lucrează. Stați liniștit, o să fie un PC game, nu o să fie de mobil. Ah, ok, MOBA. Da, o să fie un... Doamne ferii să fie... Battle Royale. Da. Free to play. O să fie Battle Royale. God damn, o să fie Battle Royale. Ori încercat în Dragon Age 3... Inquisition, aveau un mod, un dungeon crawling mode în care te jucai tu și cu prietenii tăi și erați în dungeon-uri și jucați Dragon Age în party, fiecare cu abilitățile lui tactice, dar te costau bani healing potion-urile. Muie eternă. Not am de spus. That's never fun. It doesn't enhance my gameplay. O să vorbim imediat despre enhancing the gameplay. Nu, da, zic că, efectiv, nu știu că ar mai pare genul de chestia care a dat scuza că it enhances the gameplay pentru că fiecare alegere contează, trebuie să te gândești pentru că ăsta costă bani și no, that's just squeezing money out of people. E absolut crunt. Anywhomst, tot apropo de lootbox-uri,
avem un anunț că FTC, the Federal Trade Commission, care e un organ regulator. Am eu un organ regulator, Paul. Din Statele Unite, care se ocupă de regularea business-urilor, vrea să investigheze lootbox-urile. Cum au făcut belgienii, cum au făcut olandezii, cum au făcut cine mai făcut toate țările astea europene, să vadă dacă sunt într-adevăr gambling și dacă lootbox-urile cad sub reglementările de joc de noroc. Ok. De senatorul Maggie Hassan, care aparent a mai avut ceva legătură cu lootbox-uri în prealabil, și a vorbit cu The Entertainment Software Ratings Board, care e o grupare creată de mari producători de jocuri ca să facă autoregulare, autoreglementare, practic ca să nu vină pe tine statul să-ți bage reguli pe gât, tu creezi o chestie și te prefaci că te reglementezi singur. Ok. Asta e el amicul care vine când se bate unul și că gata, gata, nu mai dă, nu mai dă, ok, practic, nu s-a întâmplat nimic, gata, pa. Industria AAA își pune o șosetă pe mână și o pune în fața unei camere și zice: păi să știți că, de fapt, lootbox-urile nu sunt, nu sunt gambling. Ok, se pare că industria, organul ăsta regulator, regulează în direcția diferită. Și președintele de la Entertainment Software Association, Michael Gallagher, care e organizația care e peste ESRB, Entertainment Software Ratings Board, o luat apărarea lootbox-urilor în mai și a zis că dacă vin reglementări peste ele, o să le încurce foarte tare abilitatea de a testa noi business models în continuare. Ok. Și că nu crede că lootbox-urile au legătură cu jocurile de noroc. Păi, asta vrem să aflăm. Nu tu decizi. Decizia care a făcut legile. Nu, Paul decide aia care vând, pentru că dacă n-ar merge, n-ar fi piață liberă și tot ce e bun rămâne în piață. Nu știu, eu nu cred că, am dat în cap la vecinul meu, e crimă, eu cred că e o reglare a liniilor de demarcare a terenurilor. Da, și nu mai țipă nimeni la doi. Da, exact, nu e crimă, am decis eu. N-am niciun fel de conflict crimă de interese. Oh, nu, ceva ce e bun pentru toată lumea, cum poate să fie ilegal, Paul? Drogul ilegal, marijuana, cannabis. Da, o să fie interesant, vin vremuri interesante, cred că se adevărește previziunea mea, pentru trebuie să ne ascultăm iară previziunile pentru anul ăsta, că am zis că anul ăsta ori o să vedem o nesimțire maximă, o escalare a lootbox-urilor, ori o să vedem o sistare completă și cred că... Escalare... Tu ai zis că am luat ambele cazuri, dar nu e adevărat, m-ai acuzat. Ok. Pentru că putea să se mențină același nivel de lootbox reală. Nu, Paul, că niciodată nu se menține. Lasă-mă în pace, am fost o previziune. Nu-i vina mea că mi-am acoperit toate bazele. Nu-i vina mea că ești fraier și nu știi. Fie o să fie bine, fie o să exact. Fie rău, Paul. Și dacă o să fie bine, o să fie bine ca să nu fie rău. E absolut. Ok, da. Makes sense. Ultima chestie pe care o am pe astăzi este Fallout 76, jocul preferat al tuturor. Mm-mm. Dacă ai fost fraier, dacă ai fost un cretin, dacă ai fost un dobitoc etern și ai făcut pre-order la versiunea Collectors de Fallout 76 pentru că ai vrut neapărat casca aia de power armor și ai vrut neapărat de saga militară pe care scrie West Tech, care e ceva companie care făcea arme în universul Fallout, ok, ți-ai luat muie rău de tot. O pus cineva pe Imgur, cum i-o venit, în loc de geanta aia de pânză, care arată ca un military bag proper, i-a venit un căcat de nylon, o geacă de fâș în care se băgau chestii. I-a venit un sac de gunoi cu fermoar. Deci, în caz că n-ați văzut pozele, pe site și când cumperi, scrie clar că vei primi canvas bag, pânză de aia cu țesătură foarte groasă, în care se mai făceau genții de poștași, le mai purtau oamenii acum ceva timp. Da, și ghiozdanele mai de Doamne ajută. Da, pe site mi se pare că încă mai era informația că este, e canvas. Da. Încă este, why? Și acum primești un căcat de fâș șifonat. Da, e și șifonat, dacă era a criticat cineva, că nici măcar nu i-au dat cu fierul de călcat ca să... Da, așa, da. Și cineva a pus un dialog cu cei de la suport Bethesda, în care zicea că o trimis mesaj, mă scuzați, dar ce se întâmplă, care e faza, bla, bla, bla. Și ce aveți de gând să faceți în legătură cu asta? Și răspunsul e absolut superb, dacă e real. Ne cerem scuze, dar geanta de pânză a fost până la urmă prea scumpă de făcut și nu avem de gând să facem nimic în legătură cu asta. Da.
ți-ai luat muie, ai dat bani. Dar după ce o ieșit la iveală chestia asta, s-a viralizat, Bethesda au zis bine, 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 bine. Dacă ne trimiți dovadă că ai... trebuie să le și trimiți dovadă, nu poți să dea... în fine. Dacă ne trimiți dovada că ai cumpărat Collector's Edition și ai primit ceva ce nu-ți plăcea, adică geanta de fâș, îți dăm 500 de atoms in-game, wow! Care-s premium currency-ul de Fallout 76. Nu știu cât costă, dar o să caut acum. A, zic eu, $5. 500 de atoms is $5? Da. Fai de cap. Ok, pentru că cu 500 de atoms îți poți cumpăra un preș de pe store-ul lor. Foarte puține îți chestii. Îți poți cumpăra un buchet de flori, o vază și știi ce nu poți cumpăra? Nu poți cumpăra geanta aia în joc, nici măcar în joc, nici măcar geanta falsă din joc nu poți cumpăra cu banii falși pe care ți-o trimis pentru geanta de fâș pe care ți-o dat un pachet. Deci și chestia e că nu-i costa nimic. Nu te costă nimic să dai premium currency, e absolut gratis pentru tine. Și tu pentru un căcat de genul ăsta, dacă te dai, nu știu, 2000 de atoms la toți utilizatorii de Fallout 76, cred că era cât de cât mai normal, 20 de coco. Deci 5 dolari ca să cumperi un căcat de preș, 700 de atoms costă să-ți iei geanta și, cum o zis Jim Sterling și o zis foarte bine, că practic ce-a făcut cu chestia asta, că le-a dat 500 de atoms cu care nu poți cumpăra mare lucru, i-o băgat pe ăia pe care i-o futut cu geanta, i-o băgat în economie, forțat, pentru că, adică forțat, i-o băgat în economie, ți-o dat chestia aia, ai 500-le ăla în colț, pe care, ar trebui să-l cheltui ca să nu mai fie acolo, dar nu poți să cumpăr nimic, hai să-mi cumpăr mai mulți atoms ca să poți să-mi cumpăr ceva ok, pentru că așa funcționează pachetele astea de currency. Niciodată nu primești o sumă pe care o să o poți să o consumi până la zero și să rămâi cu wallet-ul gol. Toate prețurile sunt făcute în așa fel încât să rămâi cu câțiva bani în cont ca să te gândești, hai că dacă mai pun încă 200, mai pot să-mi cumpăr ceva, chestii de genul ăsta. Și te prinde îndoată. Exact. Deci i-o introdus în sistemul ăla manipulativ de microtransacții și o știre pe care am văzut-o ieri seară a fost superb, a fost cireașa de pe tort că niște influenceri, youtuberi, streameri și așa mai departe pe Fallout ori primit geanta aia de pânză gratis. N-or primit aia care au dat $100 pe joc și nici măcar n-or primit jocul în ziua lansării, au primit un cod și n-or primit aia care nu dau bani, aia care au, cum îi zice, potențialul să-ți facă vânzări. Deci atâta de tare prețuiesc companiile astea mari clienții care dau bani. Paul, pișcotăreala la nivelul ăla, văd că e mai profitabil decât pișcotăreala în România. Da, eu n-am primit geantă de pânză cu Westec niciodată. Păi noi nu prea pișcotărim. Nici nu cred că putem să pișcotărim, că ai ars toate podurile posibile. Cred că pe cine am putea? Cred că în primul episod pe care l-am înregistrat noi, acum 2 ani de zile, ai zis muie Media Galaxy. Like right off the bat. Da, cred că da. Cred că da. În caz că, nu știu, s-a pierdut episodul sau nu stă nimeni să asculte, muie Media Galaxy, muie Altex, muie Mag. De la cine să-ți vină? De la Mag. Am dat cu ridicarea de acolo, nu riscam să-mi fie trimis în 5 luni. Da, ai dat comandă ieri că nu era zi lucrătoare. Na, nu lucrau. Lucrau, bine mersi, că am fost până la ei ca să-i întrebă... Menuți, o venit? Da. Băi, estimau ei acolo că vine tot azi, ieri, adică, și am dat-o un timp de 5 jumate și m-am dus pe la vreo 7 și să-i întreb și nu, că încă n-au venit două piese, deci mai au devenit două piese, de la Chiajna, i-am întrebat, unde-i depozitul, de unde mă vin, duc și le iau. La Chiajna. Edgar. Deci când am întrebat unde-i depozitul, unul de acolo, la Chiajna, dar nu puteți să-l las de acolo, dar nu vreau să le iau de acolo, vreau doar să știu, să-mi fac o idee cam cât ia să vină până aici. Edgar, te rog frumos să-ți verifici privilegiul de om care stă în București și poate să meargă fizic la EMAG în ziua în care a făcut comanda și să-și ia pachetul. Corect, ai dreptate. E într-adevăr un privilegiu ăsta, dar tot sunt nervos un pic, mă scuzați dacă mă simțiți și mai nedreptățiți că... Avem pe cineva care lucrează la EMAG, care ne ascultă și acum are așa o lacrimă care curge trist pe obraz. A, nu, că n-au făcut ei tehnic nimic, m-am grăbit eu, sunt poate nerăbdător acum și aștept. Las că vine luni, da. De la Chiajna. Doamne, sper că nu vine luni, sper că vine azi sau mâine, dacă mai e timp azi. Au zis ei că poate să vine și duminică, deci... Nu. Serios? Da, în anul centenarului îți livrează din 1 decembrie pachetul? Uh-huh. Mamă, Edgar, tu o arzi aici cu drepturile muncitorilor, cu exploatare, dar când îți trebuie ție calculator? Doamne, deci, nici nu... Cred că am luat piese sub prețul, inclusiv una resigilată.
ca să economisezi din bani. Și acum ești supărat că nu lucrează sclavii să-ți aducă ție calculatorul. Nu, că m-am gândit la asta și primul lucru era acolo, îi vedeam că lucrează pe 1 decembrie, primul lucru a fost milă. Și după aceea ai zis, well, dacă nu le convine se pot angaja oricând în altă parte. Nu, e oribil că trebuie să lucreze de 1 decembrie. Da, e oribil și să nu ai calculatorul de gaming, pute destul de puternic. Da, da, vezi tu, aici sunt două chestii, dar în paradigma în care aș fi știut că nu se lucrează, probabil că n-aș fi o comandă aproape de 1 decembrie și vezi tu cum totul era mai bine dacă nu s-ar fi lucrat de 1 decembrie. Sistemul e de vină. Da. Neoethical consumption. Nu asta spunem. Da, aici mai bun pe care l-avem. Ok. Nu cu soluție, Paul, te rog. Fă unul mai bun dacă nu-ți convine. A, te prinde capitalism, dar îți cumperi chestii de pe capitalism.ro. Da, rantul meu de magie e știre, Paul. Dar mai am știri. Apropo de mizeria de Fallout 76, am o chestie. Oamenii ăștia au reciclat foarte mult în chestia asta și mi s-a părut haios de tot că au reciclat dragonii din Skyrim de la cod la animație scheletică fix în Fallout 76 și mi s-a părut haios că, you know, au găsit oamenii în cod și niște notițe pe care le avea Skyrim și le avea și Fallout 4 și sunt similare cu Fallout 76. Se pare că au reciclat foarte multe chestii, ceea ce e și mai haios, pentru că la Fallout 76 a lucrat 4 echipe diferite, inclusiv niște oameni de la ZeniMax Online sau ceva de genul, mă rog, divizia lor de chestii online, o echipă de la id Software, o echipă de la echipa lui Todd și a ieșit mizeria asta, e ca și cum dacă sunt 4 oameni pe ceva, nu prea iese atât de bine, ca și cum au grăbit-o și au forțat-o, nu e așa? Mă, deci... Nu am nimic împotriva refolosirii de asset-uri, mai ales dacă ai... Nu, nici eu. Dar dacă tot ai refolosit așa multe asset-uri, mi se pare așa de jenant că au ajuns în starea în care îi jocul acum. Pentru că, da, a avut mult mai mult timp. Eu m-am bucurat, m-am gândit la chestia asta cu asset-uri refolosite și m-am bucurat că, da, decât să stea unul să programeze ceva care e atât de similar cu chestia aia, mai bine să o ia și să o da copy-paste. No harm, exact, da. Avea sens să-și... Dar împreună pictează o poză atât de tristă. Când au jucat să facă cât mai ieftin jocul, să reschinuie dragonii din Skyrim ca să facă The Flying Deathclaw și... Mă mir că nu au copiat și bug-urile. Ah, chiar, ai trimis tu la un moment dat o listă pe chatul nostru în care de toată lumea, când s-a lansat jocul, apologiștii ziceau că tot timpul lansările Bethesda au fost cu bug-uri. Îi de așteptat să fie bug-uri. Și ai trimis tu o listă de bug-uri care erau toate ceva de genul când se oprește, când crashe serverul, te trimite înapoi la Vault nu știu care. Când mă întâlnesc cu alți jucători, nu merge nu știu ce. Tot felul de bug-uri care n-ar fi apărut dacă jocul nu era online. Sau dacă era single pe el, le-ai fi reparat cineva a doua zi. Că na, apărarea aia că Bethesda tot timpul fac jocuri buggy nu funcționează când nu poate fi reparat de comunitate atât de bine, nu e așa? Știi care e fața faină? Aia cu crash-ul serverelor. La bombă nucleară? Da, când ai cu nucleara, crash-ul e serverul. Și când ai cu 3 nucleare deodată. Și ce e destul de ușor, pentru că au început jucătorii să facă tot felul de hack-uri ca să poată lansa nucleare mai des, să decripteze mai rapid codurile nucleare. Se și chestiile că astea. Le postează direct pe Reddit și poate să le folosească oricine, că nu se schimbă timp de o săptămână codurile. Și faza e că dacă dai 3 nucleare deodată, crash-e serverul. Și cred eu, nu sunt 100% sigur, dar cred că atunci când zic crash-e server, nu crash-e doar instanța aia de 60 de oameni pe care ești tu. Cred că crash-e serverul. Oh, nu! Eu așa cred. Așa mi s-ar părea logic. Sigur. Păi nu cred că fiecare instanță e pe un server separat. Nu știu. Nu știu cum au, cum au ei infrastructura. Ar fi foarte jalnic dacă deja că ar pica, ar fi adevărat. Ar pica serverul și nu doar instanța pe care se dă cu nucleara, ar fi... Mua. Bă, deci până aflăm dacă așa este, huge if true. Da, și dacă n-ar fi, tot îi... Și chestia că n-au ce să facă în legătură cu asta momentan. Pentru că îi... Așa-i jocul, deci chiar n-ai ce să faci. Numai să nu lași jucătorii să lanseze nucleara. Și eu cred că nucleara aia o să se vândă, cum e nucleara din GTA Online. E chestia pe care vrei să o vinzi pe bani la un moment dat. Doamne, e square peg in a round hole, da. I swear to God. Ok, asta a fost de Fallout 76, dezamăgirea secolului. Dar, pierdem pau, mai știi Assassin's Creed? Vag, da. Ăla, Odyssey, ăla cu grecii, I see crazy tzatziki. Și un modder a
modat în joc viteza cailor, le-a scos limitarea de viteză și îți dă abilitatea prin acest mod de a-ți face, de a-ți da XP boostere customized. Corectează-mă dacă greșesc, dar XP booster-ul nu e chestia aia pe care o cumperi de pe store-ul online pe bani. Ba da, dar am modat un joc și am mai urmărit chestia asta în cursul săptămânii și n-am văzut nimic de la Ubisoft, nici măcar un takedown, e posibil să fi luat prin tăcere, n-am mai verificat dacă mai există acest mod, dar e haios că cineva l-a făcut și... Păi da, you know, cât... Ca și cum ar fi o nevoie pentru chestiile astea. Acum... Pe de o parte, nu știu dacă s-ar fi obosit ei să protejeze, să securizeze chestia asta, să nu poți să-ți modezi XP boost-ul, că nu foarte multă lume joacă modat. Și XP boost-ul nu e chestia principală pe care o vinzi, dar e una dintre chestiile pe care le vând foarte proeminent. Da, și eu mă gândesc că, nu știu, dacă îl modezi, nu mai poți intra cu el online, ceva de genul. Serios? Nu știu, mă gândesc că dacă e ceva cu Always Online, de obicei asta e cazul. Poate. Adică îți creezi tu instanța ta single player locală de Assassin's Creed, care e probabil mult mai bună decât aia online. Hei, uite, am XP normal, nu stau să grind-uri, mă joc un joc, urmăresc povestea. None of that bullshit, wow. Am dat scroll să văd și eu ce comentează oamenii și pe lângă comentarii de bun simț cu, you know, this is shit, că se întâmplă chestia asta, modul efectiv, omul a făcut un trainer și le pare jocul. Da. Dar un comentariu mi-a plăcut, vreau să-l citesc. Just the fact that they make a single player game entirely focused into force people just the fact that they make a single player game entirely focused into force people buying boost XP in order to make the level progression fair and balance shows the trash Ubisoft is. Okay, broken English, that makes sense, point, yeah. Not even mention all types of microtransaction nonsense. The problem is you ignorant gamer buying this because it's actually one of the biggest seller games of the year and a big SJW agenda too. Ah, for fuck's sake. Mamă, ce mă avea până la ultima bucată. Adică ne-am chinuit să citim, dar la final a fost atât de... This ain't it, chief. So close, but no cigar. Da. Ce să zic? Yay! Anywho, a apărut un joc nou pe Steam și nothing out of the ordinary, un joc cu mașini de poliție, e City Patrol Police. Ce nume, janky. Developed de niște băieți de care n-am mai auzit, published de niște băieți de care n-am mai auzit, dar folosește DRM nou, care promite că va da la o parte de nuvo și că e mult mai prietenos cu jocul. Mm-hmm. Acum, the official fuck you de la... Fuck you, bui, de la... Lasă-te tot timpul zic fuck you. De la Valeroa zice... Vladimir. Those... I don't know. E un DRM de făcut de cineva TM. Spune că nu va afecta performanța jocului deloc. Și că verifică doar login-ul și încărcarea fiecarei hărți. Adică probabil că îți mărește load time-ul, iar nu îți afectează performanța. Care face cam ce face și de nuvo, că îți mărește foarte mult load time-ul. It's basically the same shit. Și spune că merge și offline și că garantează protecția jocului și că publisherul poate lansa o versiune slăbită care poate fi cracuită după o perioadă de timp. Și că ei spun că e recomandat ca publisherul să lanseze versiunea asta, dar nu obligă nimeni și mă rog. We definitely don't prosecute people who just play crack games, mai zic ei. Și spun că the Valor... Wow, mai zic, poate că e citit. Valeroa anti-tamper is extremely difficult to crack before and close after the game release date. The protection becomes a lot easier to crack after the predefined period. We have no problem with organized pirate groups or individuals who crack Valeroa once the protection is weakened. We definitely don't prosecute people who just play cracked games, mai zic ei. Nu știu să zic. Nu sunt adeptul filozofiei că dacă e mai scump e neapărat mai bun, dar am așa o vagă impresie că e ceva mai bun ca de nuvo și mai friendly ca de nuvo, da. Și ar fi apărut la un joc mai high profile decât la Cop Patrol Police Station Simulator 2018? Asta zic și eu, a fost atât de dubios, ăsta fiind primul joc care a fost, poate că nu au încredere publisherii mari încă. Poate, nu știu. Poate că ăsta e bait-ul. Dar nu știu, o să vedem dacă mai apare în alte release-uri, până deocamdată site-urile care fac Crackwatch nu l-au pe listă, deci, I don't know, de fapt, mă gândesc că aia care sunt in the scene, ai ști mai bine ce apare. E și asta o strategie? Să te pui pe un joc pe care nu vrea nimeni să-l crackuie și să zici, uite că nu l-a crackuit nimeni.
100% works, nobody cracked our stupid game. Și vezi mâine, cracked. Și la un început dimineața și l-a terminat pe la prânz de crack-uri și era ceva genul, it took us like a few hours, go home. Da, e curios, adică interesant approach-ul ăsta cu DRM care e automat mai ușor de crack-uit după câteva săptămâni, dar de ce nu să-l dezactivezi direct? Da, dar spune că publisher-ul alege. Da, știu că publisher-ul alege. El își alege fereastra, da. Poate să nu-l scoată. Păi da, dar... Cine alege, ok, păi vreau ăla care se crack-uie după două săptămâni, nimeni nu se aleagă presiune. O lași să nu se crack-uie deloc ever. Vreau pe ăla infinit, da. Toți banii din lume, da, ok, exact. Ca să-i facem noi încă o dată. Ce paradox financiar. Ok, ce să mai zic, mai am o singură știre, o chestie care just out of the blue, nu mă așteptam, este o simulare a vieții pe Marte. Surviving Mars. A unei colonii de... Da, nu, asta un similar nume care, în primul rând, jocul va fi Mocha, se va lansa pe 27 noiembrie și e făcut de NASA. Ah, ok. Împreună cu JPL, Jet Propulsion Laboratory. Propaganda. Propaganda științei, da. Am I right? E America's Army, joc de recrutare. Da. Dar sunt curios și, fiind gratis, mă gândesc că nu oprește nimic, să încercăm să vedem cum e. Arată bine din screenshot-ul, spune că folosește foarte multe informații pe care NASA l-a colectat de pe Marte. Este o reprezentare exactă a ceea ce au văzut ei acolo pe Marte și, it's worth a shot. Pe 27 noiembrie, nu uitați. Jocul se numește Project... nu, pe 27... e posibil să... 27 noiembrie? Cum îi zice Project? Uite acum. Project Eagle. Am pus deoparte știrea asta săptămâna asta și cred că free to play. Deja data de lansare. E free to play? Da. Ok, nice. Putem să-l încercăm atunci. Da. Dacă ascultați asta miercuri, just go mostly for it. Mostly positive. Oh, wow. Poate că e edutainment mai mult decât joc. Nu știu, îl instalez acum. Dă multe informații. Gata, I'm sold. Na, păi ceau, da. Ne vedem săptămâna viitoare. Nu, Paul, nu simula Musk pe Marte deocamdată. Să-mi dau drog pe Marte. Și mai am o știre care e scurtă, nu știu, nu vreau să intru în detalii cu ea, e doar o dezamăgire mare. Steam ia comisioane mai mici de la jocurile, la publisherii care vând foarte mult pe platformă. Buuu, adică înțeleg, dar buuu. Deci, the rich get richer, nu? Da, e super asta, de efectiv. E. Dacă ești bogat, nu să cumperi nimic. Dacă ești bogat, primești chestii gratis, e căcat. Păi da, Pavel, pentru că tu ai bogăție în jurul tău și lumea vrea bogăție, așa că trebuie să te cheme. Tovarăș? Cam asta face Steam acum și înțeleg din punct de vedere al afacerii de ce Steam face chestia asta. Mă dezamăgește complet chestia asta, în schimb, că e cam... Eu propun ca platforma Steam să fie naționalizată. Eram sigur, sigur să downloadat Project Eagle. Nu putem să avem încredere în aceste companii să, să mențină platformele de succes bune. I don't know, are sens? Am I just rambling in communism acum, just cu stâniță? Păi, n-am auzit până acum nimic comunist coerent, deci ha-ha! E ok. E bine, keep it vague, that's my tactic. Sunt doar criptocomunist. Da. Deci se pare că sunt niște praguri. După 10 milioane de dolari, Valve va tăia comisiuni de la 30% la 25% și ce depășește 50 de milioane îi va fi luat 20% comision. Adică, pe de-o parte înțeleg, pentru că tu, ca să-ți faci banii, îți faci banii mai ușor. E ca și chestia aia, dacă scazi prețul la un produs, vinzi produsul mai multor oameni și dacă vinzi produsul mai multor oameni, faci per ansamblu mai mulți bani. Înțeleg filozofia. Dar atunci se cam duce dracului toată narrativa cu Steam, care e marele democratizator al vânzării de jocuri, dacă îți ia mai mulți bani ție care ești mic și vinzi puține jocuri. Dar ce, e tot democratic. Capitalism, da. Și democrație sunt două chestii diferite. Da, știu, dar e tot complet democratic, doar că e mai greu pentru tine, ai mai puține drepturi. Doar că ăia mari au o gură mai mare, da. Înțelegi? Da, uite, acum vedeam, citeam primul paragraf din acest articol și chiar spune că rich get rich, deci ei... Chiar de evidentă treaba. Da, sunt dezamăgit un pic. Mult, un pic mai mult. O să plâng în rus acum. Bă, el măcar n-a pus glumițe transfobe pe contul de social media. Încă. Mai avem timp. Anywho, Paul, asta a fost știrile de nimic. Practic am întins noi pentru că suntem atât de buni.
Dar am acum un, o ediție foarte specială de Tracker Review cu Prey 1, pentru că în ziua de astăzi trebuie să spun Prey 1, pentru că motive, sai. Prey, adică Prey cu asiatic sau Prey cu amerindian? Prey cu amerindian. Și jocul a apărut în 2006, parcă? Da, cam așa. Comentariile astea sunt aproape toate din 2008 făcute. Da? Mm-hmm. Deci keep that in mind. Abia aștept să aud lumea vorbind despre o melodie de pe Atomic. Așa că hai să vedem. Spune Tomasi 1. Tomasi îl chema. Adevărat fan. Mai țin minte. Da. La unele aspecte întrece Doom 3, așa că e marfă, luați-l! Eu l-am terminat de mult și sincer merită. Good job, uploader, ca întotdeauna. Wink. Hai să ne trăiești. Entaro uploader. Yes. Cum e la adevărat adun uploader? Da, am ajuns la concluzia că în limba protos Entaro, pe care îl folosesc cu oameni pe care respectă foarte mult, Entaro adun, Entaro tasadar, Entaro zeratul, Entaro înseamnă hai să ne trăiești cu pața și pula ta, patroane. Da, da. au economisit mult da, spațiu. Da, e mult mai ușor de zis Entaro. Entaro uploader. Fraților, e beton! L-am terminat de ceva vreme, dar mi-a plăcut foarte mult. Nu e așa horror ca Doom 3. Cineva are traume cu Doom 3. Da, doi Tomasi deja zic de Doom 3. Care are sens? Era cam în aceeași perioadă, da. Oricum. Era și în aceeași perioadă și avea și același engine. Mm-hmm. Era pe iTech 4 și mă rog. Coridoare metalice, cine? Spațiale, da, SF, da, da, da. Totodată ca plastic foarte lucios. Și cineva reacționează la un comentariu pe care nu l-am mai pus. Era unul care îl numea gen Doom. Un joc gen Doom. Uh-huh. Și răspunde Tomasi 3: gen Doom? Se numesc shooter. Erezie. PS-ul. Bine că ne-ai spus tu. Ok, sure. Păi moșneagul moare cam pe la început și fata moare mai încolo. O mor tu. Jucați-l ca să înțelegeți mai bine. Vai de... L-aș fi omorât pe ăsta. L-aș fi căutat și l-aș fi strâns de gât dacă era atunci. Cum să... Vai, spoiler în comentarii pe trackere. Da, efectiv, toate momentele surpriză ți le-a zis. Moșneagul moare la început și tipa moare mai încolo și tu mori la final, e ok. 9 din 10. Da, deci eu doar pentru că e joc vechi, o să, adică acum e mai ok, dar e un big reveal că moare tipa. Tu te practic jumate din joc trebuie să salvezi. Da, da. Și chiar crezi că aia va fi your prize și da, după aia îți taie macarana și iau nou și got transformed into a monster, you have to kill her. Pentru că nu e ok să te gândești la femei ca fiind premii sau obiecte și pentru că ești misogin, ești pedepsit de către joc, se pare absolut corect. O merita. Da. Ți-ai căutat. Mai degrabă gen painkiller, dar oricum jale, thanks. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Mai degrabă gen painkiller. E jale. Dar e jale, de ce îi zice jale? I don't know, explain your jargon. E jale, man. Cândva, Pau, toate jocurile în genul ăsta erau etichetate ca Doom Game sau Quake Game. Ok? Nimica incorrect. Știi? Vremea aia când erau Doom, Doom Clones. Da, era Doom Clone, dar a durat foarte puțin când apăreau prea multe. Da, exact, a durat cred că un an, Doom Clone. Ah, stai, apar prea multe, nu, stai că nu mai e sustenabil să zicem Doom Clones. Este first person shooter. Ah, brilliant, Charlie Brooker. Bravo. Callback la long way ago. Păi tocmai de aceea nu ar trebui să comparăm jocurile. Mă refer la gen Doom cu ce a fost Doom la vremea lui. Adică evocă măreția. De la Doom 1 eu am avut coșmaruri. Din fericire am prins vremea aia când jocurile erau jocuri. Și bărbații, bărbați, femeile, pula mare de un metru. Și nu cum se fac astăzi. Deci asta am adăugat. Da, asta e fix. un criptotradiționalism. Un tradiționalism incipient, da, da. Man, pe vremea spune mea copilărie, da. Îi spune copilărie și totul era mai bine atunci, da. Ba, chiar vreau să joc un joc shooter și l-am căutat toată ziua. Ce coincidență! E mega tare jocul, l-am terminat, luați-l cu încredere, e super! Este un singur comentariu și n-a fost editat. L-am căutat, l-am găsit, e super tare, luați-l, super, ceau! Ce scuze că râd în timpul lor, l-am uitat, l-am pus după atât de mult și sper să se înțeleagă. L-am pus de două ori chiar. Așa mult ți-a plăcut. Acest comentariu, da, mi-a plăcut foarte mult. Un joc gen Prince of Persia, dacă se poate. Ce? Mamă! Okay. Abia așteptă Assassin's Creed, ce tare! Sper să meargă pe hardul probabil meu, măcar în reloare, la cea mai mică rezoluție. Apropo, când apare, care îl bagă prima oară, tot respectul meu.
Abia aștept ca băiatul să fie dezamăgit de faptul că intră în Ierusalim și crashuie jocul. Oh, da, mizeria aia, da. Deci fix în orașul sfânt, mă. Niște sataniști. Heathens cannot walk into Jerusalem, era ceva. No. Era o poză cu Isus pe măgar intrând din Ierusalim și peste poză chestia aia cu the application has crashed. Ah, that's... Send error report, accurate. Don't send. Pare interesant, din câte am văzut, oricum, sper să reușească să mă sperie și așa cum făceau jocurile mai de mult, te țineau într-o transă undeva între euforie și groază, dar acum nu prea mai găsești așa ceva, din păcate. Again, îi spune copilărie. Între euforie și groază, auzi la domnul Eminescu, unde da, se ascundea, da. Poetul nepereche. Asta îi dădea lui orice experiență în copilărie. Extaz și... Da, ejacula și murea de frică în același timp și... Se ascundea sub pat. La mulți ani! Și se ducea repede. Bă, băieți, jucați Bioshock, Fear, Gears of War, dacă aveți pe ce. Asta e mai nou. Nu vă mai... Da, nu, nu, în același an, tot este din 2008. Bioshock e 2008? Da. Wow! Da, mă, 2012 a fost Infinite-ul, da, ai dreptate. Nu știu ce aveam impresia că a fost 2012. Suntem bătrâni, Paul. Hai de capul meu. Dacă aveți pe ce. Bioshock came out in 400 BC, feel old yet? Și nu vă mai plângeți că nu sunt jocul ca lumea acum. Dacă pe tine, ăla, înainte te speria Doom 1, înseamnă că aveai sechele din alte părți. Cine știe cu ce monștri, cu măști ăstea? Jocurile evoluează. Dacă ai fi pus să joci Doom 1 acum, după o misiune, te-ai plictisi. Fals. Edgar, personally fals. Attacked de comentariul ăsta. Nu vreau să demontez acest comentariu cu logică și rațiune. Eu mă joc Doom fără să mă plictisez, deci muie. Not worth debating. Facts don't care about your feelings, ok? Dacă ai dezbate cu el, i-ar valida practic ca și demn de a fi dezbătut argumentul, deci... Exact! Oh, super șmecher jocul. Are eroul unele abilități care nu le mai găsești, pe care trebuia să zic așa, nu le mai găsești la alte shootere. Merită jucat, mai ales că e destul de greu la unele misiuni. Pentru peste nota 9, după părerea mea, jocul pentru originalitate. Fair enough. Dar are chestii pe care le găsești în alte jocuri. Normal. Dar e original. Ok. Păi nu, are okay. Și chestii. Dar nu prea... A avea tot mecanismul aveai ăla cu vulturele. Și cu... Nu aveai vulturile pe dacă erau portalurile ăla și cu părțile antigravitaționale care au apărut mult prea târziu. Că dacă... Pentru că dacă apăreau în 97 când trebuia să apară jocul, sau mă rog, în 99, ar fi fost chiar revoluționar. Asta e, man. Ar fi bătută portalul înainte pentru novelty value. Și acum ar fi fost Prey pe Steam, nu Portal. Exact. Valve ar fi cumpărată ăștia... 3D Realms. Wow, ce istorie paralelă. Iar încep ăștia cu aveți CD key. Da, poate lumea cerea CD key-ul. Da, mă rog, să trecem la subiect. Are o grafică excelentă și un story bun, de gameplay nu mai zic, să sperăm că se va ține de cuvânt cu Prey will continue. Oh, fai, well, s-o ținu de cuvânt, oarecum. De la sfârșitul jocului, din partea mea, grafică 9.5, gameplay 10, story 9, total 9.50, uploader 10. Oh. Asta mi-a plăcut la... În continuare nu înțeleg de ce au luat Prey, brandul Prey, Arcane pentru... Nici eu nu știu. Nici măcar nu are, nu știu, etos în comun cu Prey-ul, nu... În fine. I don't know. Și eu sunt dezamăgit că n-au continuat cu acea... Ancient Aliens, dar cu indieni. Ar fi fost un joc la fel de bun dacă nu-i spunea Prey. Da. Ăsta din 2017, nu știu. Space Shock. Da, exact, Space Shock. Just throwing it out there, maybe, I don't know. Mimic Shock. Nu-mi plac jocurile de genul Prey. Ăsta s-a învățat minte, vezi, n-am mai zis genul meu. Așa, I don't know. Nu-mi plac jocurile de genul Prey, ce cauți aici? Câte apăruseră în 2008 de când e comentariul ăsta, nu știu. Adică nu-ți plac shooterele? Foarte puține, că okay, era sure. Cumva the dawn of the modern shooter pe atunci. Păi da, da. Fient. Nu e greu de jucat, e de logică. Ok. You gotta use your head, man. Asta pentru că cineva se blocase la un puzzle cu o bilă care exploda, trebuia să o rostogolești ca să o bagi într-o groapă. Și ăsta a venit să-i spună că e, nu te duce capul. Ești prea okay, ăsta-i joc. Ești incapabil ca prietena lui ăla de săptămâna trecută care a jucat Way Out. Da. Da, deci a văzut ăsta că a făcut puzzle, s-a simțit foarte deștept și acum s-a dus pe tracker ca să-i zică ăla că e prost. Și la începutul jocului și e foarte signaluit puzzle-ul. Doom 3 nu e horror și nici Prey nu e.
Ok. Ba e horror, Dumnezeu. Încearcă. Da, asta e faza, că el are toate semnele unui joc horror. Da. Degeaba, dar doar că tu nu te-ai speriat, deci, la el, nu înseamnă că nu e horror. Aș înțelege dacă ar fi un joc de la foarte tensionat, dar are fucking jump scares. Adică da, se bazează pe jump scares. Yeah, sunt momente orchestrate cu lumini care care au ca scop să te sperie. Că eșuează, asta înseamnă că e un horror prost, dar nu înseamnă că nu e horror. Ok, whatever, nu am de parcă cert acum critici de joc, no, pe care. E chiar mișto, aveam demo, dar acum îl am original. E ca un fel de Doom 3. Care este CDQ? I'm lost for words. Stai, asta. O cerut el CDQ-ul? Da. Care l-are original? Da. Și ceea ce m-a dus la concluzia, că băiatul ăsta crede că îl ia original de pe tracker. Da. Aveam un demo și acum am original. Cred că vrea să spună că l-are complet. Cred că da. Acum l-am original. Wow. Nice. Wow, ce, this is news to me. Hai că mă nu știu să-mi iau niște jocuri originale, Paul. Deci dă-i ca fraierul bani. Da. Well, this was it. Prey, long time in the making. Am tot strâns, am tot căutat și Magnum opus-ul tău. Ăsta a fost, da, am zis că o să fie bombaos. Când aduci, mă, niște comentarii de pe trackere de la Doom 1 sau 2? Nu cred că sunt, că n-am, nu erau trackere pe vremea aia, dar aș vrea să găsesc, trebuie, să văd oameni care se plâng că nu-i cine știe ce, că au văzut mai bine. Vai, cum ar suna un tracker de vii la Doom 1? Cred că te apuci să strângi comentarii, dar te rătăcești acolo văzând ce comentează lumea și te pierzi, uiți să mănânci certându-te cu oameni pe net. Un fac arheolog din ăla, wow, ce interesant. Te întorci cu barbă era de-aia lungă. Că lumea a fost dezamăgită de Doom, că ce, nu. No, e tot Spirit Revolutionary. Aducea ceva nou, cu adevărat nou, nemai văzut. Și era vremea pionieratului atunci. Da, era acum frontiera. Acum e vremea ceva și nu știu ce, Paul, poate fascism. The best, no, nothing but the best. Asta a fost... tracker review. Încă nu mi s-a udat gura, acel patriotism încă mă plăguie. Ah, Paul, hai să call it a day, că trebuie să cântăm imnul, nu? Asta se face de 1 decembrie, da. Nu? Da. Cânti imnul până când mori. Da. În fiecare an. Mor metaforic. Da. De plăcere. Face extaz și agonie, ejaculezi și mori de frică. Da. Gândindu-te la țara ta. Și la Doom 3 sau la Prey. Oh, da. Yay! Să mă întreb ce m-am jucat săptămâna asta, săptămâna viitoare, Paul, poate e ceva modern. Oh. Ca mine, când mi-am luat placă, ce mi-am cumpărat? Mi-am cumpărat monitor nou și m-am jucat Minecraft pe el, prima chestie. Poate pot să mă joc Doom 2 în continuare, cine știe. Dar la rezoluție mai mare. Nu cred că pot. Am tot același monitor. No. Nu sunt ca aia care își pun 4K pe 1080 pe monitor. Da, downscaled. Like, oh boy. Yes, eu am fost Edgar. Eu am fost Paul. Și împreună suntem România. Trezește-te. Bye. Ciao.